să citesc primele 10 versete din Epistola a doua lui Pavel către Corinteni, capitolul 12. 2 Corinteni, capitolul 12. Predica propriu-zisă se referă la versetele 6 la 10, dar o să citesc de la versetul 1. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, pentru noi schimbarea nu este o noutate și nu este o surpriză. Cu toții cei care am experimentat nașterea din nou, suntem obișnuiți cu ideea de schimbare, cu mesajul schimbării, pentru că în felul acesta am avut parte de trecere de la oameni din starea de păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu în oameni, cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Dar și după ce am devenit copii al lui Dumnezeu, mesajul schimbării rămâne pentru că ne aflăm într-o continuă schimbare până la ajungerea de statutul de om mare, statutul plinătății lui Hristos, asemănarea cu Domnul Iisus. Pe lângă acestea, conștienți de prezența Duhului Sfânt în noi și de puterea Lui, ca și copii ai Domnului trăim cu mentalitatea pe care și Pavel o avea și o exprimă în Filipeni 4:13, că pot, câte pot eu are? Pot totul în Hristos care mă întărește. Bun. Dar ce se întâmplă când în ciuda dorinței de schimbare, de schimbarea ce? A unei stări, a unei situații dificile din viață, a unei conjuncturi, a unor probleme grave, a stării de sănătate, a statutului social, sărăcie, a unor oameni din jurul nostru pe care vrem să-i schimbăm și numai nu se schimbă. Lucrurile acelea rămân la fel, fără niciun semn sau șansă de schimbare. Ce să faci atunci? Cum armonizăm adevărul biblic pe care tocmai l-am enunțat, că pot totul în Hristos care mă întărește, și realitatea pe care nu putem contesta, că unele lucruri din viața noastră nu se vor schimba orice ai face. Oricât te-ai ruga, oricât de pocăit ai fi, nu se vor schimba, vor rămâne la fel. N-are rost să-i amăgim pe oameni, că așa va fi, cel puțin în lumea prezentă. Cum armonizezi aceste două? Păi, aceste două adevăruri nu se contrazic, pentru că pot totul în Hristos care mă întărește, nu înseamnă că pot schimba absolut orice lucru, ci că pot schimba lucrurile care sunt după voia lui Dumnezeu, în acord cu caracterul și cu voia lui Dumnezeu. Așa că orice credincios trebuie să înțeleagă că, la urma urmei, dorința de a se împlini după cum vreau eu, după cum vrei tu orice lucru,
nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pur și simplu. Cineva spunea că iadul este posibilitatea să ți se îndeplinească orice lucru, adică orice îți dorești tu. Cam asta ar fi iadul. Și nu putem decât să fim de acord. Apostolul Pavel s-a confruntat și el cu această dilemă a lucrurilor pe care nu le poate schimba. Toți știm, în mare parte, istoria lui, lucrarea lui misionară și am văzut că Dumnezeu, de fapt asta spuneau cei care au privit. Oamenii aceștia ce au făcut cu lumea? Au răscolit lumea și au ajuns până la noi. Au schimbat fața lumii. Și cu toate acestea au fost lucruri, nu în viața altora sau mai departe, ci în viața lui, pe care nu le-a putut schimba și la un moment dat a ajuns să înțeleagă că nici nu le va putea schimba sub nici o formă. Nu este greșit să ceri de la Domnul sănătate. Nu este rău să dorești să strigi, Doamne, sunt nedreptățit, aș vrea să mi se facă dreptate. Nu este deloc greșit să strigi, să intervină când treci prin situații dificile, prin necazuri, prin probleme. Pavel spune că s-a rugat de câte ori? Zice, m-a rugat de 3 ori pentru eliminarea acelui țepuș. Deci cu siguranță că imediat o să vedem ce poate însemna lucrul acesta. Vedeți, în această epistolă, Pavel se află la ceasul împărtășirii multor experiențe. Mai mult decât atât, oarecum detractorii care spuneau, uite ce experiențe avem noi și negau lucrarea lui, oarecum l-au obligat să vină să vorbească despre experiență pe care a avut-o în urmă cu 14 ani. Și anume faptul că a fost răpit la cer. Și ca urmare acele experiențe unice, care cu siguranță ar fi fost un prilej de mândrie din partea lui, Domnul a permis ca el să poarte un țepuș permanent. Nu știm sigur la ce se referea lucrul acesta, dar cu siguranță din spusa lui, pentru că a zis în carne, în trup, a fost vorba despre o problemă fizică. Cei care se ocupă și studiază mai îndeaproape au emis diferite păreri. Unii au spus că ar fi vorba despre oftalmie, o boală de ochi. Alții au spus miopie, alții au spus malarie, epilepsie sau un defect grav de vorbire. Cel mai mult înclin să cred, pe baza unui text din Galateni, că a fost vorba de o boală de ochi, se spune că curgea așa un lichid galben și nu vreau să spun mai multe și o să vedem când o să citesc textul din Galateni, dar el a văzut prezența acelui țepuș ca pe un sol al satanei. Din ce cauză? Din cauză că era împiedicat să se implice mai mult în lucrarea lui Dumnezeu și a zis, eu aș putea face mai mult, dar înseamnă că și satan are un mestec aici, din moment ce dacă acest țepuș n-ar fi, aș putea să fac mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu este menționat exact în ce constă țepușul acesta? Părerea mea personală este că cei afectați la rândul lor de anumite probleme să fie încurajați de această experiență nemenționată. Și atunci pur și simplu o putem numi generic, așa cum o numește Biblia, țepuș. Cum să trăiești în compania țepușului? Și eu cred că aici lucrul acesta ne privește pe toți. N-avem același țepuș. Dar privind la situația apostolului Pavel, putem învăța la locul nostru cum să trăim cu lucrurile pe care nu le putem schimba. Cum să ne trăim viața în compania țepușului care ne face viața de aici mai incomodă, uneori chiar mai stresantă, deranjantă, în așa fel încât poate chiar să ajungem să murmurăm din cauza acelui lucru. Vedeți? Cred că toți ne confruntăm cu un anume țepuș. Uneori este în trupul nostru, alteori este pe lângă noi. Nu cred că dacă ar fi să facem un test aici, n-am ridicat cu toți mâna la această dilema noastră când ne uităm la viață, la lucrurile din viața noastră și trăim oarecum cu această, să zicem, lozincă, ce frumos ar fi dacă, nu? Dacă, există un dacă la fiecare, la altul este legat de sănătate, la altul este legat de cei din jurul lui, la altul este legat de statutul social, dar răspunsul generic nu e atât de greu. Dacă ar vrea un răspuns direct cineva, este pentru că ești pe pământ și că aici nu-i raiul. Este normal ca în viața ta, oricât de frumoasă, să fie un dacă. Dar cum să trăiesc atunci? Cum să înțeleg că aș putea trăi în compania țepușului? În primul rând,
De aici, din text, bineînțeles, ne învață Biblia și am spus, îndrăznește să schimbi ce se poate. Am amintit înainte și spunea Pavel, eu n-am stat așa dintr-o dată, am primit lucrurile astea, și, bine, dacă vine țepușul, ai, aici, fiindcă mai ai, nu, Doamne, nu mai îmi dai două, trei, că nu, mi-e ușor cu unul. Zice, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Frați și surori, o spun bazat pe aici, pe Biblie, este un adevăr că noi ar trebui să ne resemnăm cu privire la orice lucru neplăcut din viața noastră. Acesta nu este creștinism. Pur și simplu, da, n-am ce face. Și așa. Copiii lui Dumnezeu au privilegiul extraordinar de a veni prin rugăciune înaintea Tatălui lor din cer și a cere orice este în acord cu voia Lui. Amin. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Cred cu convingere că multe din lucrurile din viața noastră nu se schimbă pentru că nu vrem cu adevărat să fie schimbate. Ce spunea Iacov în capitolul 4? Spune, voi n-aveți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău. Pavel a înțeles că nu este rău să încerce să ceară schimbarea lucrurilor potrivnice din viața lui. Adică nu este greșit să ceri de la Domnul sănătate, nu este greșit să-ți dorești să ți se facă dreptate, nu este greșit să strigi ca Domnul să intervină în situațiile dificile cu care se confrunți în viața de fiecare zi. Și spuneam că Pavel se roagă de trei ori ca să scape de acel țepuș. Expresia trebuie înțeleasă nu în sensul numărului, ceea ce semnifică cifra 3. În Biblie, de exemplu, când, adică să nu credeți că Pavel a zis așa, nu? Doamne, vindecă-mă. Nimic. Doamne, vindecă. Bun. 3 la mână. Doamne, vindecă-mă. No, gata, nu mă mai rog altul. Gândiți-vă că în Biblie ni se spune că Dumnezeu este de 3 ori sfânt. Asta înseamnă că este de 3 ori mai sfânt ca și noi? Asta înseamnă că este sfânt în mod perfect, în mod desăvârșit, sigur că da. În aceeași idee, faptul că s-a rugat de trei ori, vorbește de o plinătate, adică s-a rugat cu insistență, s-a rugat deseori. Când Scriptura afirmă că Dumnezeu, așa după cum că Dumnezeu este de trei ori sfânt, indică o plinătate, exact în felul acesta am spus, îndrăznește să schimbi ce se poate. Strigă către Domnul. Când avem în viața noastră lucruri pe care vrem să le schimbăm, trebuie să ne rugăm până vom înțelege că voia lui Dumnezeu este altfel de cum trebuie să ne rugăm noi. Asta a făcut Pavel. Până când a înțeles că Dumnezeu pur și simplu nu va schimba lucrul acela și că El până moare, până va părăsi trupul acesta, va trebui să trăiască în compania celui țepuș. Pentru că indiferent că lucrurile se schimbă sau nu, copiii Domnului maturi, la un moment dat, că se schimbă lucrurile sau nu, am spus, vor căpăta pace și liniște în privința lucrurilor pe care le-au cerut, chiar dacă acestea rămân la fel. Asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus când s-a rugat în Ghețimani. Nu? Nu s-au întâmplat lucrurile cum le-a cerut El. Și a înțeles că va trebui să experimenteze, să fie în compania țepușului. Aici țepușul era moartea pe cruce. Și a spus, facă-se voia ta. Și de acolo, unul dintre evanghelii spune, atunci s-a liniștit și a zis, gata, haideți să mergem și să plecăm. A fost dintr-o dată această hotărâre, determinare de a merge înspre cruce. Același lucru spune Pavel în Filipeni 4:7. După ce zice, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, țepușe, orice, nu scrie neapărat că îi primire rezultatul cum zici tu. Dar ce zice? Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Așa că înainte de a ne plânge că Dumnezeu nu ne ascultă, întrebarea este oare ne-am rugat noi suficient pentru schimbarea celor lucruri? Am stăruit, am insistat cu toată puterea ca Domnul să le schimbe? Îndrăznește să schimbi ce se poate. Dar dacă nu se schimbă, în al doilea rând, învățăm din versetul 7. Înțelege metodele Domnului. Încăutând să priceapă, Doamne, de ce am eu țepușul acesta și trebuie să trăiesc în compania Lui?
Uitați răspunsul, zice el, îl știa. Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina faptului că am fost în rai. Și el putea întreba, mai știți pe cineva cine a fost în rai? Pe vremea lui Pavel. Hă? Nu mai știți. Voi mai știți în vremea voastră pe cineva. Dacă ai venit aici și zice, fra, am fost în rai. Imediat, nu 3-4 camere, 1 milion de camere s-ar îndrepta spre tine. Ai fi dus peste tot locul. Ai vrea să te mândrești. El și-a dat seama că țepușul lui are legătură cu experiența extraordinară a raiului. Și datorită experiențelor unice de care a avut parte, Pavel a înțeles că acela, țepușul acela, este metoda lui Dumnezeu de a-l ține departe de mândrie, de îngânfare. Și aș spune așa, și nu puteți să nu-mi dați dreptate, există tentația ca după ce ai văzut raiul să-i privești de sus pe cei de pe pământ. Există această tentație. În mod special, pericolul acesta îi paște pe cine? Pe cei cu daruri speciale, cu daruri spirituale remarcabile, cu daruri care ies în evidență. Tocmai de aceea predicatorii, păstorii sunt vulnerabili, cântăreții și așa mai departe. Darurile acestea care sunt mai vizibile sunt în pericol să se mândrească. Cu unul care vizitează bolnavii, schimbă, nu știu ce, nu sunt, n-am auzit să se mândrească cu lucrul ăsta. Nu-l vede în anonimat, nu e o lucrare de laudă. Pe cei cu anumite abilități sau înzestrări fizice, există acest pericol. Precum și pe cei care au motive personale de laudă din cauza unor lucruri care țin de ei și de statutul lor social, material sau intelectual. Dumnezeu știe că o asemenea atitudine este împotriva maturizării noastre spirituale, astfel că are grijă să nu avem posibilitatea de a ne scoate în evidență prin noi înșine. Între posibilitatea de a schimba lucrurile nedorite de noi și maturizarea caracterului nostru, Dumnezeu ce credeți că alege? Deci între șansa de a ne schimba ceea ce nu vrem în viața noastră și maturizarea caracterului, oare ce alege Dumnezeu pentru noi? Cu siguranță că maturizarea caracterului. Pentru că formarea caracterului lui Hristos în noi este mai importantă decât sănătatea, decât confortul material, decât celebritatea sau rezolvarea oricărei alte probleme trecătoare. Când Dumnezeu nu schimbă lucrurile din viața noastră, nu este din cauza că nu ne iubește, ci tocmai nu le schimbă pentru că ne iubește. De aceea când vedem că în ciuda insistențelor noastre Dumnezeu lasă lucrurile la fel, este obligatoriu să ne întrebăm dacă nu cumva aceasta este metoda Lui de a ne ține smeriți și de a învăța metodele sale. Oare nu cumva, Doamne, aceasta e metoda Ta ca să mă ții smerit și astfel să mă poți folosi, să-ți arăți slava prin mine? Înțelege metodele Domnului. Cum pot trăi în compania țepușului? Cum pot trăi cu lucrurile pe care le pot schimba? În al treilea rând, învață să accepți voia Domnului. Pavel a înțeles, dacă privim în versetul 9, Pavel a înțeles că mai important decât ca Dumnezeu să răspundă cererilor noastre așa cum ne dorim noi, este să acceptăm voia Lui cu privire la viața noastră. Ce înseamnă a accepta voia Lui Dumnezeu? Așa simplu. Ce credeți? Accepta voia Lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă accepta voia Lui Dumnezeu? Că așa genere, dacă nu acceptați voia Lui Dumnezeu, acceptăm voia Lui Dumnezeu, nu cântăm noi. Voia Ta, voia Ta. Mergem acasă și mormăim după aia, ca urși. Accepta voia Lui Dumnezeu, așa am înțeles din viața Domnului Iisus, am înțeles din viața multor oameni a Lui Dumnezeu și a Lui Pavel aici, înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să vorbească la urmă. Cei care sunt părinți, ei știu lucrul acesta, când înseamnă că un copil acceptă voia părinților în viața lor. Nu v-ați confruntat că după ce vorbiți voi, există așa o vârstă la care încă, nu știu cum, limba e mai lungă, mai... Nu se pot opri copiii după... Mă taci, mă, nu, măi tăceți, mă. Nu se pot opri după, să vorbească după părinți, da? Dar când în schimb ziceți de acord, nu mai auzi nimic. Asta știi că e de acord, da? El nu se poate abține. Deci, accepta voia lui Dumnezeu înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să vorbească la urmă. Pavel a acceptat ca Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt în viața lui. El nu mai comentează. El înțelege. Zice, gata, am priceput, Doamne. Cine are ultimul cuvânt în viața ta?
Cine are ultimul cuvânt în viața mea? Dacă tu ai ultimul cuvânt, acesta este semnul că nu ești gata să accepți voia lui Dumnezeu. Dar mai mult decât accepta voia lui Dumnezeu, trebuie să pricepem că acceptarea voiei lui Dumnezeu nu înseamnă resemnare, ci așezare în voia lui Dumnezeu. Și asta este diferență colosală între resemnare și așezare în voia lui. Resemnarea aduce în viața, când zici, no, bine, am ce face, vrei, nu vrei, bine, grigoreiasmă. Există vorba asta. Resemnarea aduce în viața omului frustrare și nefericire. Pe când acceptarea voiei lui Dumnezeu aduce liniște, pace și siguranță. De aceea poate să spună Pavel în Romani 12:2 că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Sigur că da. Da. Dar nimeni nu va accepta voia lui Dumnezeu dacă nu îl cunoaște pe Dumnezeu în mod personal. Poate accepta cu ușurință și cu încredere voia Domnului doar cine îl cunoaște pe Domnul. Pavel a acceptat voia Domnului în viața lui pentru că el știa cine este Domnul, cunoștea caracterul Domnului și inima Domnului. Atunci ești gata să-i faci voia și să spui voia ta, Doamne, nu a mea. Amin. În compania țepușului, cum putem trăi cu țepușul? Să îndrăznim să schimbăm ce se poate, să înțelegem metodele Domnului, să învățăm să acceptăm voia Domnului și în al patrulea rând, să depinzi de harul Domnului. El mi-a zis, harul meu este de ajuns, Pavel, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, zice el, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Frați și surori, dacă aparent, prezența slăbiciunilor nepăcătoase în viața credincioșilor pare un dezavantaj. Scriptura contrazice lucrul acesta. Pavel a învățat, asta, de fapt asta spunea Ațânteilor, când s-a dus înființat misiunea de interior a Chinei, că toți duceau și se opreau la în porturi, la, așa, el a zis, Dumnezeu a ales și l-a ales pe Hudson Taylor, un om așa slab ca și mine, ca să, într-adevăr, ca să se vadă slava lui. Că cine mă cunoaște, zicea el, este clar că eu nu pot face lucrul acesta prin puterea mea, ci numai prin puterea lui Dumnezeu. Și Pavel, la rândul lui, a învățat că Dumnezeu își manifestă puterea mai degrabă acolo unde există slăbiciune. Nu te mira că Dumnezeu îl ia pe un Moise care, tu ai zice, nu l-am pe aici, dacă tu ai fi fost în Consiliul Cerului. Pe aici nu îl înțelege, cum să-l înțeleagă faraon, că dar el înțelege frate său și sorul ăsta, da? Deci nu-l pune pe el, Doamne, și ia unul gângav. Dumnezeu ia pe Gedeon, care era din cea mai neînsemnată familie, cel mai micuț, și tot în felul acesta, ca să-și poată lua el slava. Uneori Dumnezeu înlătură problema, alteori îți dă putere să trăiești cu ea. Adică îți dă harul să o poți accepta. Pavel a învățat că harul lui Dumnezeu este suficient. Adică este de ajuns ca să poată fi mulțumitor, să poată fi bucuros, să poată fi fericit, să poată fi biruitor în ispite, îndeajuns să poată trece de obstacole, îndeajuns ca să poată ajunge în rai. Ce-ți mai trebuie? Când ne confruntăm cu situații dificile, facem greșeala să privim la ce nu avem, în loc să ne bucurăm de ce avem. În ciuda slăbiciunilor și a neajunsurilor, în ciuda lucrurilor pe care nu le putem schimba, am primit din partea lui Hristos, fiecare dintre noi, har suficient, îndeajuns, ca să fim biruitori. Amin. Amin. Uneori, aceste lucruri pe care nu le putem schimba, țepușul acesta, știți la ce duce? Duce la izolare. Ne face să ne temem de oameni, ce vor zice oamenii? De exemplu, dacă nu-ți accepți condiția socială, mai de jos. Mereu ai sentimentul că ceilalți te zic că te disprețuiesc. Dacă trupul tău are ceva, da, eu săracul, da. Deci, ai sentimentul acesta de inferioritate, dar Pavel putea să se izoleze undeva și să nu-l vadă nimeni. Deci așa, uite cum îți la ochi. Nu mai mă interesează. Dar el a înțeles că prietenii adevărați te iubesc pentru ce ești.
și nici de cum pentru felul în care arăți. Uitați ce zice în Galateni, am promis că Galateni 4, 14, 15. De aceea cred că țepușul lui era totuși o boală de ochi. N-ați arătat nici dispreț, nici dezgust, le spune el celor din Galatia, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Adică ei puteau fi dezgustați. Te întâlneai cu Pavel și știi acum oricât unii să mai rețin, așa, no, pac, nu, nu, da, o grimasă măcar. Cine este Pavel? Oh, când o văd, cum, ei, nu ne putem uita la el. Asta zice Pavel despre el. În schimb m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos însuși. Unde este dar fericirea voastră? Că își mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Iată așadar că dacă ai prieteni care te disprețuiesc din cauza, înseamnă că ei nu te merită. Schimbă-ți prietenii. Noi trăim într-o lume în care s-a dezvățat lumea noastră să depindă de altcineva. Atât de mult le place o idee de independență. Dar în trecut vreau să vă spun că oamenii depindeau de ce? De orice. Depindeau de glie. Da? Erau robi. Depindeau de stăpânul lor. N-aveai voie să-ți părăsești glia. Depindeau de pământul pe care lucrau. Până nu de mult am depins de granițe. Da? S-a sărbătorit zilele trecute de la dărâmarea zidului Berlinului. Singurul zid din lume care a fost construit nu ca să nu intre oamenii, ci să nu iasă, să nu plece la afara lui. Deci depindeai de lucrul acesta. Vrei să cași acum. Acum mergi să duc alții la Viena, să nu știu ce, cum mergeai înainte, nici la Oradea nu mergeai așa de des. Depindeau soțiile, depindeau de soți. Să zicem că majoritatea erau casnice și nu erau divorți. Din acest motiv e atât de greu într-o astfel de lume care nu mai vrea să depindă de nimic. Este greu să ne deprindem, să depindem de harul lui Dumnezeu, să stăm agățați de Dumnezeu. Dar Pavel a învățat că puterea lui este nimic pe lângă puterea lui Dumnezeu și că de aceea este mai bine să depindă de harul și de puterea Domnului decât să depindă de resursele sale. Frați și surori, Dumnezeu iubește în mod special oamenii care aleg să depindă de El. Oamenii care au înțeles că mai importantă decât puterea noastră este puterea lui Hristos și că mai important decât să avem noi putere este să se manifeste în noi puterea lui Hristos însuși. Amin. Când alegem să depindem de harul Domnului, nu numai că ne recunoaștem slăbiciunile, dar puterea lui Hristos strălucește și mai tare în noi. Asta spune Pavel chiar în ultimele cuvinte ale textului, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Dar asta nu, dacă e numai așa lozingă, că când sunt slab, atunci sunt tare. Și în ultimul timp, de fapt, în perioada mea de slujire, mai ales de când sunt bolnav, am văzut că atunci când vorbesc despre lucruri esențiale, Dumnezeu mi se întâmplă, nu întotdeauna, dar mereu, ca atunci când mă pregătesc și sunt niște afirmații din astea mai categorice, ele ar suna așa, înșirând cuvinte goale, ce din coada o să sune, dacă nu le-aș experimenta. Și de multe ori, acum nu mi-amintesc, la studiu Biblie era vorba despre ceva, despre relații și așa mai departe. Și Dumnezeu a dus așa o conjunctură încât să fie clar pentru mine și să zic, aha, deci înainte de a studiu Biblie trebuie să am experiență practică cu privire la locul acesta. Vineri sau când m-am pregătit pentru mesaj, din nou am experimentat locul acesta. Am fost atât de bolnav, tensiunea mai așa, încât cum mă ridic, nu puteam să stau în picioare. Cum mă ridicam în picioare, înapoi trebuia să mă culc. Atunci am zis, am zâmbit, că ce să fac, am zis, bravo, Daniel, iar ai atelier. Iară trebuie să trăiești în mod practic ceea ce urmează să spui aici din cuvântul Domnului. Că și când sunt slab, atunci sunt tare. Învață să depinzi de harul Domnului. Eu știu că noi trăim cu această mentalitate de independență. De când suntem, de când copilul, ce zice el? Dar abia aștept să am banii mei, să plec, să nu mai fac ce zice mama, tata, să mă duc. Și vrea. După aia își revine el și după aia mama, tata, nu știu ce. Și știi cum e, dar când e plecat, nu când e acolo. Bătrânul la fel, vrea să trăiască el cu asta. Dar și avea, am auzit pe mulți, să am eu pensiuța mea acolo.
Să am eu acolo un pic pus deoparte, așa. Și dacă n-ai lucrurile acestea, Dumnezeu descoperă pentru copiii Lui că mai mult decât ar fi bine să toți să fiți milionari. Și eu să fiu prieten cu voi. Eu să fiu singurul care să nu fiu milionar. Eu așa v-aș dori. Serios, mare, ți-aș dori tu să fii cel mai mare milionar. Dar mai mare lucru este să depinzi de harul Domnului. Este metoda prin care poți să trăiești în compania țepușului. Și un ultim lucru. Înțelege prioritatea onorării Domnului. Spun asta inspirat din ultimul verset, din versetul 10. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Pavel a mers până acolo încât, departe de a fi resemnat cu situația în care a ajuns, să spună că simte plăcere în toate situațiile dificile prin care a fost dat să treacă, din cauza, că numai așa, că am fost prins într-o îmbuscadă, că eram umbran cu droguri, nu din cauza asta, ci era în lucrarea Domnului. Acest lucru, ca să poți spune că simt plăcere în nevoi, în defăimări, credeți voi că este normal din punct de vedere omenesc? Să auzi pe cineva că zice, mie dacă, de exemplu, mi-ai dat două păli, mi-am un. Tu, Nicu, ce ai zis? Dacă ar fi normal, așa, așa de bucuros, parcă m-a viorat un pic, așa. Ce e normal? Nu e normal. Este normal să simt plăcere în sărăcie? Nu este normal. Nu este normal să-ți placă suferința, necazul, prigonirile, strâmtorarea. Însă Pavel a înțeles că acele circumstanțe, acele situații, îl onorează pe Domnul Iisus. El nu era în nevoie. Joi la studio am văzut că el putea să facă business, de exemplu, să facă corturi. Situațiile acelea aveau legătură cu lucrarea pe care o făcea în numele Domnului. Astfel că, dragii mei, mai important decât schimbarea lucrurilor așa cum le doresc eu, este să fie onorat Domnul Iisus. Dacă Iisus Hristos va fi onorat prin suferința mea, prin prigonirea mea, prin lipsurile mele, prin necazurile care mă năpădesc, prin sărăcia mea, prin batjocorirea sau defăimarea mea, așa să fie. Ba mai mult, simt plăcere, pentru că îndur acestea de dragul Lui și pentru onoarea Lui. Amin. Amin. Când Dumnezeu se folosește de noi în ciuda slăbiciunilor pe care le avem, este evident că ceea ce face cu noi și prin noi nu ni se datorează nouă, ci îi se datorează Lui în exclusivitate. Și în acest fel, lauda nu se mai îndreaptă spre noi. Dacă nu-i sigur, bă, ori m-a luat din cauza că e așa deștept, el are el așa resurse și așa, sau nu ești precis. Oh, dar când țepușul este acolo, când e evident că, bă, dar fără Hristos ar fi vai de capul lui, atunci, cu siguranță că oamenii nu mai sunt tentați să-ți aducă laude și onoare ție, ci să laude pe cine? Pe Cel care te face să faci lucrurile acelea, pe Domnul, adică toată onoarea se îndreaptă înspre El. Slavă Lui! Oare am înțeles noi că cel mai important lucru din viața noastră este să onorăm numele Domnului? Că mai important decât să se facă voia mea este să accept orice situație din viața mea de dragul lui Hristos. Astfel că ar trebui să-i putem spune Domnului că acceptăm orice lucru din viața noastră dacă acesta contribuie la onorarea numelui Său. Un copil al Domnului care acceptă să trăiască în compania țepușului, a lucrurilor pe care nu le poate schimba, zice, Doamne, chiar și lucrurile care nu-mi plac. Deși Pavel spunea, simt plăcere, prin deprindere cred, pentru că știu, mă uit la final, văd ce scop au. Dacă lucrurile acelea îl onorează pe Domnul Iisus, eu le pot accepta, pot trăi cu ele. Cum să trăiesc în compania țepușului?
Cum să trăiesc cu lucrurile pe care nu le pot schimba? V-am mai spus parcă ilustrația aceasta și îmi place și cred că se potrivește aici. Despre acel fermier din Statele Unite care a scris Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite că în cultura lui au pătruns păpădiile și să-i dea soluții să le stârpească. Și se spune că an la rând cei de la Departamentul pentru Agricultură îi tot trimiteau. Dă cu tare lucru, dă cu tare lucru soluția. Omul încerca și păpădiile erau acolo. Trecuseră acum peste 10 ani, de când el tot scria cu consecvență și păpădiile erau acolo. Și într-o an a primit o scrisoare de la Departamentul pentru Agricultură în care scrie așa: Domnule, vedem că de ani de zile v-am dat soluții și păpădiile au rămas. Ultima noastră soluție și sfat este să învățați să iubiți păpădiile. Frați și surori, poate de ani de zile încerci să schimbi anumite situații din viața ta și nu se pot. Poate ești nemulțumit cu starea de sănătate, ești nemulțumit cu statutul social, ești nemulțumit cu casa în care locuiești, te strântorești într-un apartament cu două camere și visul tău este să ai 4 sau 5 și vezi că numai nu se întâmplă. Ești nemulțumit cu țara în care locuiești. Și lucrurile se schimbă și nu se schimbă, că vezi că oamenii parcă au ceva pe cap și au. Și numai nu înțeleg lucrul acesta. Poate te-ai săturat să fii batjocorit, luat peste picior din cauza credinței tale. Încerci să schimbi lângă tine un soț cărpănos care numai nu înțelege că tu vrei ca el să fie altceva. Și nu reușești. Poate este momentul să înțelegi că Dumnezeu vrea să trăiești în compania țepușului. Poate este momentul să înțelegi că Dumnezeu nu va schimba niciodată unele lucruri din viața ta. Cel puțin pe pământul acesta. Ce să faci? Îndrăznește să schimbi ce se poate. Înțelege metodele Domnului. Învață să accepți voia Domnului. Învață să depinzi de harul Domnului. Și înțelege prioritatea onorării Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții și înainte de a încheia să-i putem spune asta Domnului acolo fiecare în sinea noastră. Și să-i spunem: Doamne, înțeleg că ești un Dumnezeu atotputernic care poate rezolva orice problemă. De aceea vreau să îndrăznesc să schimb ce se poate în viața mea. Însă când voia ta este să nu schimbi anumite lucruri din viața mea, Doamne, vreau să înțeleg metodele tale. Dă-mi puterea să accept voia ta în viața mea, cunoscând caracterul tău. Ajută-mă să depind de harul tău, înțelegând că slăbiciunile mele fac ca puterea ta să se manifeste mai tare. Doamne, dacă nu-i pot schimba pe cei de lângă mine, Doamne, ajută-mă să îi accept așa cum sunt. Vreau să înțeleg că mai important decât orice este ca prin viața mea să fie onorat Domnul Iisus. Și dacă slăbiciunile mele vor fi mai multe, strălucește Tu, Doamne Iisuse, ca prin neputințele mele să se vadă mărimea Ta, puterea Ta și slava Ta. Amin.